Bună! Transmitem în direct din tabăra Owen Aqua, undeva în Muskoka, Ontario. Eu sunt gazda voastră, Chris McLean, și filmăm pentru sezonul întâi al celui mai tare reality show de televiziune. Iată regulile. 22 de participanți trebuie să petreacă 8 săptămâni chiar aici, în această veche tabără de vară. Se vor lua la întrecere provocându-se reciproc, apoi vor înfrunta judecățile colegilor lor de tabără. La fiecare 3 zile, câte o echipă fie va primi o răsplată, fie își va privi un membru al echipei plecând de pe docul rușinii, plimbându-se cu barca rataților și părăsind definitiv insula dramei totale. Soarta le va fi hotărâtă aici, la ceremoniile dramatice, la focul de tabără, unde săptămânal fiecare participant, în afară de unul, va primi câte o nalbă. În final, unul singur va rămâne în picioare și va fi recompensat cu niște reviste și o mică avere pe care, să fim serioși, o va cheltui probabil într-o săptămână. Pentru a supraviețui vor înfrunta un roi de muște negre, urși grizzly, mâncare dezgustătoare de tabără. Bună! Și pe toți ceilalți. Fiecare moment va fi filmat de una dintre camerele de filmat situate peste tot în tabără. Cine va ceda presiunii? Aflați aici, chiar acum, la Insula Dramei Totale! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc. Și vreau să fiu, m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos. Vreau să locuiesc lângă soare, eu voi lua câștigul cel mare. Orice pot să fac nu mă oprește nimic, cândva voi reuși. Căci vreau să fiu faimos. Na 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 na. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Na, eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Insula Dramei Totale. Ați revenit la Insula Dramei Totale! E timpul să-i cunoaștem pe primii 11 participanți. Le-am spus la toți că vor sta în acest loc de 5 stele și, dacă vor părea puțin obosiți, acesta e motivul. Bine ai venit! Îmi pare incredibil de bine să te întâlnesc! Wow, ești mult mai scund în realitate! Mulțumesc! DJ! Wow, Chris McLean, care-i treaba? Hei, e sigur că acesta este locul? Unde este cada fierbinte? Hei, amice, asta e, e tabăra Owen Aqua. Arăta cu totul altfel când m-am înscris. Hei, Gwen! Vrei să spui că vom sta aici? Nu, tu vei sta aici. Culcușul meu se află la clasa 1 în direcția aceea. Eu nu pentru așa ceva am venit. De fapt, ba da. Cel mai bun lucru la avocați este că fac multe duplicate. Eu nu voi sta aici, clar? Perfect! Sper că știi să înoți, pentru că vaporul tocmai a plecat. Ticălosule! Chris McLean? Ce onoare să te întâlnesc, amice! Jobsta! Bun venit pe insulă, omule! Mersi, amice! Dacă mai spun o dată, omule, am să vomit! Prieteni, aceasta este Lindsay! Nu arată rău, nu? Bună! Deci, îmi pare atât de cunoscut! Eu sunt Chris McLean. Gazda emisiunii. Oh, de acolo te știam. Da. Heather. Bună. Se pare că suntem noi tăi prieteni pentru următoarele 8 săptămâni.
Duncan, omule! Nu mi plac surprizele. Da, avocatul m-a avertizat, amice. Mi-a spus să-l contactez oricând și să te trimit înapoi la școala de corecție dacă se întâmplă ceva, înțelegi? Atunci, bine. Te aștept la focul de tabără, frumoasă. Lasă-o baltă, ciudatule! Îmi sun părinții. Nu mă poți obliga să stau aici. Doamnelor și domnilor! Tyler! Pantofii mei! Frumoasă aruncare, amice! Bun venit în tabără, Harold! La ce se uită? Vrei să spui că show-ul acesta este într-o tabără de vară și nu pe o mare scenă? Te-ai prins! Da, e cu mult mai potrivită pentru îndemânările mele. Participantul cu numărul 9 este Trent! Hei, mă bucur să te cunosc, amice. Te-am văzut în show-ul de patinaj. Bine lucrat! Hei, mersi, omule! Știam eu că a fost pe cinste. Și eu l-am văzut! Un tip și-a scăpat partenera în cap și au primit îngrijiri toată săptămâna. Ce norocoși! Sper să cad și eu în cap. Și eu! Deci, aici e. În ordine, atunci. Minunat! Și frumoasa noastră Bridget e aici. Frumoasă placă. Aici nu-i Malibu, drăguțo. Credeam că vom fi pe o plajă. Dar suntem. Minunat. În ordine. Și cu aceasta. Au! Au! A durut. Bună, prieteni. Hei, eu sunt Jeff. Care-i treaba? Hei, ai grijă cu placa aia, omule. Bună! Eu sunt Beth. Bună! Bine! Am întâlnit-o și pe fata surfer. Continuăm show-ul. Cineva încă nu și-a băut cafeaua de dimineață. Dispari! Cel de-al... următorul este Noah! Ai primit lista cu alergiile mele? Sigur a primit-o cineva. Bine, aici vom sta? Nu, e casa mamei tale și dăm o petrecere. Grozav, drăguțe piercinguri, ți le faci singur? Da, vrei unul? A, nu, mulțumesc, îmi dai înapoi buza, te rog. Mersi. Care-i treaba? Lășona e cu voi? Hei, iubitule, ce faci? Cum îți merge? Mai bine renunțați acum și scăpați de probleme pentru că vin să câștig. Oh, cum îți merge, frate? Vom fi cei mai tari, frate! În realitate, n-am văzut o fată ca tine. Scuză-mă! Ești mare și gălăgioasă. Ce-ai zis despre mine? Oh, nu, n-ai spus! Încă n-ai văzut nimic! Îți arăt eu ție, dragule! Oh, da, asta vrei? Vino aici atunci! În ordine, prieteni, așezați-vă! Domnișoarelor, Sadie, Katie, bun venit în noua voastră casă pentru 8 săptămâni. Nu-mi vine să cred, privește, e o tabără de vară. Ei bine, întotdeauna mi-am dorit să merg într-o tabără de vară, iuhu! Ezekiel, cum ești, amice? Cred că am văzut o pasăre. Bine, uite, știu că nu prea ieși în lume. Ai făcut școala acasă toată viața, ai fost crescut de oameni ciudați. Încearcă să nu spui prea multe și să nu fii dat afară prea repede. Ne-am înțeles? Da, domnule. A fost... wow! Cody, codificatul, maestrul codurilor. Omule, mă bucur să fiu aici. Văd că domnișoarele au și ajuns. Perfect! Ha ha ha.
Păstrează-o pentru tine. Eva, drăguț, mă bucur că ai venit. Ce ai acolo? Haltere? Da. De asta ai nevoie, amice. Chris, ce s-a întâmplat? E grozav. Wow, Owen, bine ai venit. Ce mă bucur că am ajuns, omule. Da, amice, e pur și simplu copleșitor. Da, copleșitor. Vom fi în aceeași echipă? Sper că da. Ai terminat? Scuze, amice, dar sunt atât de încântat. Perfect, și ia-te-o pe Courtney. Mulțumesc. Bună, voi trebuie să fiți ceilalți participanți. Mă bucur să vă cunosc pe toți. Ce mai faci? Eu sunt Owen. Mă bucur să te cunosc, wow. El e Justin. Bun venit pe insula dramei totale. Mulțumesc, Chris, e grozav. Doar ca să știi, ai fost ales în funcție de aspectul fizic. Mă descurc cu asta. Îmi plac pantalonii tăi. Mersi, amice. Pentru că arată de parcă ar fi intrat la apă. Așa i-ai cumpărat? Oh, nu, să știi că i-am de ceva timp. Oh, grozav. Ciudat. Hei, prieteni, easy. Bună, Chris, bună, bună. Ce păcat. Hei, ar putea fi rănită grav. Mă simt atât de... bine, doar că mă doare bărbia. E o tabără de vară? Ce grozav! Există și activități practice? Când luăm prânzul? În sfârșit, o idee bună! Lucrurile mai importante întâi. Trebuie să facem o poză de grup pentru reclamă. Toată lumea la capătul docului. Bine! 1, 2, 3. Hopa! Bine, am uitat capacul pus. Așa, stați așa. 1, 2. Oh, nu se poate. Cardul de memorie e plin. Aveți răbdare? Hai, amice, încep să îngheți. Am reușit, în ordine. Toată lumea să spună Wawanakwa! Wawanakwa! Bine, prieteni, uscați-vă și ne întâlnim la focul de tabără în 10 minute. Aceasta este tabăra Wawanakwa, casa voastră, pentru următoarele 8 săptămâni. Cei ce stau lângă voi vor fi colegii voștri de cameră, adversarii voștri sau poate chiar prietenii voștri. Priceput? Participantul care reușește să stea pe insula dramei totale cel mai mult fără să fie scos afară va câștiga $100.000! Scuză-mă, cum s-a rezolvat cu dormitul? Pentru că am de gând să cer un pat chiar lângă ea. Doar nu sunt supraetajate. Nu, fetele vor sta într-o parte a fiecărei căsuțe, iar băieții vor sta în cealaltă. Scuză-mă, Kyle, pot să stau în căsuța cu vedere spre lac dacă sunt drăguță? Bine, ești drăguță, dar nu așa merg lucrurile aici și mă numesc Chris. Eu va trebui să stau cu Sadie, altfel nu rezist. Iar eu voi face urticarie, e adevărat, să știi? Nu poate fi adevărat. Oh, prieteni, va fi distractiv! E ca și cum am dormit săptămâni întregi. Cel puțin nu va trebui să dormi lângă el. Iată cum facem. Veți fi împărțiți în două echipe. Dacă vă stric numele, mergeți să stați acolo. Gwen, Trent, Heather, Cody, Lindsay, Beth, Katie, Owen, Lashona, Justin și Noah. Din acest moment sunteți numiți oficial popândăii gălăgioși.
Da! Sunt un popândău! Uhu! Stați! Dar Sadie? Și acum ceilalți. Jeff, Bridget, DJ, Tyler, Sadie, Izzy, Courtney, Ezekiel, Duncan, Eva și Harold. Mișcă, 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 mișcă! Dar Kate e popândău și eu trebuie să fiu popândău! Sadie, nu? Vino, va fi bine! Nu e cinstit? Mi-e dor de Katie! Și mie mi-e dor de tine! Voi sunteți numiți oficial... Bibonii distrugători! Grozav! Asta e... uimitor! Și acum, prieteni, în tot acest timp veți fi văzuți în toate zonele publice! De asemenea, veți putea înregistra gândurile pe casetă videojurnal oricând veți dori. Spuneți audienței ce gândiți cu adevărat în acele momente sau pur și simplu descărcați-vă emoțional. Bine. Până acum e oribil. Nu înțeleg, unde e cameramanul? Hei, lume, priviți aici! Am ceva foarte important de spus. În ordine? Întrebări? Minunat! Să împărțim căsuțele. Popândăii, stați în căsuța din est. Bibanii, în cea vestică? Paturi supraetajate? Nu cumva e o tabără de vară? Asta era ideea genială. Mai bine ai tăcea, barbaro. Ce inteligentă ești, pot să simt asta. N-ar trebui să fii pe partea băieților. Unde este o priză? Trebuie să-mi întind părul. Sunt câteva prize în băile comune, vis-a-vis. Băi comunale? Dar nu suntem la țară. Nu comunale, comune. Înseamnă că facem duș împreună, deșteaptă. Oho! Nu se poate! Ce mult mă bucur că stăm numai băieți în căsuță, mă înțelegeți? Adică, nu, nu am vrut să sune așa, îmi plac fetele, doar că nu vreau să dorm lângă ele, nu, adică... Scuză-mă, Chris, vreau să te întreb dacă există cumva în tabără vreun pedagog. Toți aveți 16 ani, atât cât are de obicei orice lider de tabără, deci... În afară de mine, nu cred că veți găsi alți supraveghetori. Aveți o jumătate de oră să despachetați și să veniți la căsuța principală. Începând cu... acum! Frumos! Oh, ce țipă scoate tipa asta! Ce e? Luați-o! Luați-o! Acela e patul meu. Ajutor! O modalitate excelentă de a scăpa de un gândac. E grozav. Dacă mai vedeți vreunul, anunțați-mă, bine? Pentru că, știți, și eu pot face asta. Totdeauna se duc după deștepți. Ascultați! Vă servesc de 3 ori pe zi, iar voi mâncați de 3 ori pe zi! Vă luați tava, puneți mâncarea și vă așezați acum! Mă scuzați! Vom primi mai multe feluri de mâncare! Da, pentru că eu devin repede hipoglicemic dacă nu primesc destul zahăr. Vei primi destul, așa că stai jos! Sfinte Sisoie! Ce ai spus? Apropie-te, grăsuțule! Nu te-am înțeles! Dar nu am spus ceva foarte important! Sunt sigur de asta! Tu, slăbănogule, dă-mi farfuria! Care-i treaba, fato? Oh, așa vei fi tot timpul, nu? Următorul! Mă scuzați! Nu
Nutriționistul meu m-a sfătuit să nu consum zahăr alb, făină albă sau lapte. Nu cred că e o problemă. Perfect. Bine, nu vreau să mă plâng încă din prima zi, dar cred că a mea s-a mișcat. Grozav. Perfect. Bun venit în căsuța principală. Hei, omule, putem comanda pizza? Wow, grozav, amice, ți-a ieșit schema. Nu-i așa, prieten? Prima provocare începe într-o oră. Ce crezi că ne va pune să facem? E prima provocare, cât de grea poate fi? Oh, doamne! Data viitoare la drama insulei totale. Va trebui să săriți de pe această stâncă de 30 de metri în lac. Mă uit la el și pur și simplu mă gândesc, nu are cum să reușească. Chiar m-am gândit, dacă sare, nu va supraviețui. Am să dau colțul acum, chiar am să dau colțul acum.